ați revenit pe acest canal de YouTube. Numele meu este Eliza și astăzi vom vorbi despre povestea mea, lumea modelingului. Astăzi am ales să vorbesc despre o temă puțin mai relaxată decât ultima oară și vreau să vă împărtășesc câteva experiențe din viața mea, poate să vă dau și câteva sfaturi, dar doar câteva pentru că următorul vlog care urmează acestuia este exact despre asta, ce poți ar trebui să faci dacă vrei să începi o carieră în modeling, dacă vrei să faci un book de model, dacă vrei să te înscrii la mai multe agenții. Deci o să fie un vlog special doar pentru asta. Astăzi doar vreau să vă trec prin povestea mea personală, să vă arăt câteva campanii pe care le-am făcut, videoclipuri, să vă povestesc poate lucruri din behind the scene și sper să vă distrați împreună cu mine în timp ce mă uit prin amintirile mele și o să vă rog la final să îmi spuneți ce părere aveți. Dacă aveți întrebări pentru următorul vlog, asta m-ar ajuta foarte mult pentru că aș ști mai multe întrebări la care să vă răspund. Și haideți să începem! Nenăscându-mă în București, pot să spun că, într-adevăr, în oricare alt oraș ești din România, nu găsești atât de multe oportunități. Dar chiar și așa, eu fiind din Pitești, de pe la vârsta de 14 ani, m-am înscris la niște cursuri de modeling care se făceau la Casa de Cultură. Erau gratuite, era o activitate foarte frumoasă și acolo am început cumva să prind așa drag de treaba aceasta. Cred că atunci am făcut prima mea prezentare de modă în cadrul unui festival. Era festivalul cu Lorile Toamnei și eram foarte emoționată pentru că în jurul acelui festival de modă venise să vadă Cătălin Botezatu și era așa foarte... O să vă arăt acum și o poză. Eram eu, aveam o fundiță aici în cap, o minune. În clasa a noua, după ce am participat la concursul de Miss din liceul Zica Colescu, în Pitești, se crease o nouă agenție de modele, se numește Eccentric Models, care știu că există și astăzi. Am fost printre primele modele care au fost la ei în agenție și urmăream foarte mult modele de la Victoria's Secret. Mă uitam mereu în reviste la modele, așa că lucrurile veneau destul de natural, având background-ul ăsta pur și simplu vizual, pentru că mă uitasem și cumva adoptasem și eu din lucrurile acestea. Mai târziu, dându-mi seama că m-a ajutat, cu ei am făcut prima ședință foto profi. Am fost la Cetatea Poenari, care este un castel undeva pe un deal foarte, foarte înalt și trebuie să urci foarte multe scări, nu știu, 1000 sau 2000 de scări. Să fac șobori de atunci. Mie mi-a plăcut mereu, e foarte simpatică. Am așa, micuță. Această poză, mai târziu, după ce am avut niște prezentări, a apărut și în ziarul, are mama acolo, are și ziarul încă în continuare. M-am ales foarte drăguță că păstrează lucrurile astea. Asta se spune că s-a întâmplat în clasa 9, maxima 10-a. Între clasa 10-a și a 11-a, când eram la mare, eram în Costinești, cu prietenii mei din liceu, și către finalul vacanței au venit la un moment dat pe stradă niște fete care făceau scouting pentru Fashion TV. Azi era deja castingul, m-a plăcut foarte mult și au spus că pot să merg cu ei Mamaia și era totul perfect pentru că tocmai mi se terminase vacanța cu prietenii, așa că pur și simplu am rămas în Mamaia pentru, nu știu, ceva de genul o lună și am mai rămas la toate evenimentele lor. Atunci am început să am mai multă experiență pe catwalk, pentru că au fost tot felul de prezentări. Atunci am participat și la două concursuri de Miss, între care Miss Litoral, unde am câștigat și un premiu. Am găsit și poză. Era foarte micuță. Și o să vă arăt poză și cu mine în timp ce eram încoronată. În același an am participat și la un alt concurs care era în iarnă și acolo am câștigat premiul 2 la Miss România cu multe persoane cunoscute. M-am prietenit cu foarte multe fete cu care încă mai păstrez legătura de atunci când m-am uitat la poză, ca să-mi dau seama de ani. Era 2011 atunci, deci acum 9 ani. Mă știu cu persoane de acum 9 ani fițite la evenimentele acestea. Mai târziu am păstrat legătura și am mai fost următorii 2 ani la Fashion TV în fiecare vară și stăteam toată vara la mare, aveam prezentări. Eliza Branișe, 17 years old and
2012, când am terminat liceul, m-am mutat către finalul anului la București. Și chiar în acea vară a făcut, dacă știți pe Gabriel Hennessy, cel care era fotograf când exista concursul Next Top Model, a făcut un concurs pe Facebook în care spunea că dacă trimiți o poză în care ești fără make-up, poți să te înscrii la concursul meu și dacă primești foarte multe like-uri, o să-ți fac o ședință foto pentru portofoliu. Tocmai făcusem câteva poze în cadrul unui shooting de la Fashion și nu aveam deloc make-up, pentru că, în fine, făceau alte fete shooting și eu am vrut foarte mult să fac poze într-o rochie și eram ceva de genul, oricum fața e drăguță, pentru că eram bronzată și aveam o grămadă de pistrui, am zis, vreau să fac neapărat o poză în rochia asta, că mi-a plăcut super mult și mă inspiră foarte mult locația, am vorbit cu fotograf, a fost tot ok și cu acea poză am câștigat acel concurs cu Gabriel Hennessy. Deci, ce învățăm de aici? Când vezi o oportunitate, profiți de ea, nu contează care e contextul, profiți de oportunitate dacă ție ți se pare o idee bună. Atunci am avut prima ședință foto foarte profi din viața mea, adică cu un fotograf foarte cunoscut, cu super echipament. Da, am cunoscut foarte mulți oameni prin intermediul acestei pasiunea mea și mă bucur foarte tare că am avut-o și că am profitat de ea și încă mai profit de treaba asta. Pozele făcute de Gabriel încă sunt în top pozele mele preferate. Mai departe cu pozele acestea am fost și m-am înscris și la alte agenții, la care, da, într-adevăr nu am avut exclusivitate. Apoi am mai urmat și alte ședințe foto. Tot parcursul facultății am făcut asta destul de intens. Oricând se nimerea ocazie, încercam să profit de ea. Am mai fost plecată în Viena la un eveniment al celor de la Fashion TV. Apoi m-am înscris la o agenție și am fost prin intermediul ei în Turcia ca și model. Și acolo am filmat un videoclip foarte drăguț. O să mă ajute foarte mult dacă îmi lăsați în comentarii ce curiozități aveți legate de toată treaba asta cu modelingul. O să urmeze un vlog exact despre asta, răspund la întrebări și mă gândesc la ce întrebări ați putea pune ca să încerc să vă răspund. Aici era o prezentare de la Fashion TV și de lingerie. Erau niște rochii de seară, vai, deci rochia asta era superbă. Da, aici am avut noi o prezentare în timp ce se lansase noul S-Class de la Mercedes. Aici cred că este pe primii ani când am fost la prezentare de la Fashion. O rochie foarte frumoasă. Aici cred că a fost printre primele des cum am rugat în mireasă și a fost în această rochie de la Ersa, dacă nu mă înșel se numește. Acum aici din același an și aici iarăși tot părul lung era acolo, tot părul lung și blond. Hai, focalizează pe poză că e o poză bună. Aici era un designer moldovean. Aici sunt în rochia în care am câștigat locul 2 la Miss România. Am fost foarte fericită că mi-au pus Cătălin botezatul, acele mânușele mici. Vedeți, am niște mânușele mici în mână. Da, mi le-a pus el în mână când am urcat pe scenă, eram foarte... Mereu mi-a plăcut de Cătălin botezatul și atunci am fost foarte emoționată. Am făcut un videoclip cu Randy. Vă arăt pozele mele preferate, de fapt, din portofelul meu de model. Avem aici poză de la campania celor de la Concert 15. Cred că acum și-au rebrandit, se numesc altfel. Deci, din același shooting făcut, foarte frumoasă. Mi-a plăcut foarte mult. Și geanta foarte drăguță, adică n-aveți cum să nu ieși niniță cu așa geantă. Mai aici niște poze foarte frumoase pe care le-am făcut. Este o ședință foto făcută ca poadă de mine. Cu niște ținute, cred că, făcute de mine cu ajutorul fetelor din magazinul de la Liujo.
aici era afară. Și fotograful a fost, m-a ajutat foarte mult cu aceste poze, chiar foarte frumos, Lucian. Da, uitați cum am zis că aici afară era foarte frumos, avea această motocicletă foarte drăguță. Da, și ce era o ținută așa mai punk. Iar aici este o poză care mie îmi place foarte mult. Această poză a fost pusă și pe cardul meu de model atunci când am fost în Turcia, pentru că atunci când te duci la o altă agenție din afară, ți se face un fel de card cam atât de mare, unde ți se pune pe față o poză de-a ta cu câteva detalii, cum ar fi numele, înălțimea, și pe spate sunt câteva selecțiile poze din bubul tău. Aceasta e poza aceea care v-am zis că a fost făcută de la Gabriel Ferenc. Una dintre ele, de asta i-a făcut mai mult. Make-up, un fric, Ana Pro Visage, este datoare acestei poze. Aceasta e o poză foarte simplă, dar mie îmi place foarte mult. Chiar este o poză foarte, foarte bună. Interesant aici. Deci, în această poză, eu aveam fața umflată pentru că scosese măselele, dar nu se vede. La același shooting făcut de Silvia, în timp ce aveam fața umflată, haideți să vă mai arăt o poză. Cam cât de talentată să fii. În fine, și make-up-ul a ajutat. Alexandra Bengal l-a făcut. Este senzațional, adică cel mai curat posibil, adică neatins, nelăsat o scamă, nelăsat nimic. Make-up-ul făcut impecabil și cu skill-ul Silvei, cu poză, cu lumină, cu edit, a ieșit extraordinătatea aceasta de poză. În ultimul timp nu am mai făcut prea multe ședințe foto, de aceea cele mai multe lucruri pe care vi le-am arătat sunt destul de vechi, pentru că am început să lucrez, pentru că din 2015 o am pe Serena, fetița mea. Și nu am mai putut să fac de câte ori aș fi vrut shooting-uri sau să merg la tot felul de prezentări, dar totuși am mai reușit să mai fac una alta. Între timp, cred că de ajuns în 2015 îmi face, i-am mai cunoscut pe cei de la Lulu The Brand și cu ei am mai avut câteva prezentări de modă, dacă găsesc poze, vă arăt, sau de la shooting-uri. Am continuat să mai fac tot felul de joburi, am mai mers la prezentări și cel mai de curând am făcut o ședință foto în care am pozat ca Mire și Mireasă cu Răzvan, soțul meu. A fost foarte frumos pentru că el nu mai făcuse niciodată un shooting, dar cum fața îl ajută, fotograful a zis că ar fi super să facem o ședință noi doi, având în vedere că se vede conexiunea între doi oameni atunci când ei chiar sunt un cuplu și asta vrei să redai în poze de portofoliu de fotograf. Chiar oameni care sunt îndrăgostiți. De curând am făcut un videoclip care mie mi-este foarte drag pentru că apar în el și eu, și Serena, și Răzvan. Și este videoclipul Amnei, se numește Acum un an și arată povestea a doi tineri care putea să fie într-un fel dacă nu ar fi existat la un moment dat o respingere. O să vă arăt puțin din el acum. Sparge venele dacă ne-ntâlneam acum un an. Sigur te luam de mână și fugeam. Dacă vă uitați în celelalte videoclipuri pe canalul meu, avem behind the scene de la acest videoclip. Oricum, anul 2020 a început chiar bine pentru că am făcut deja o ședință foto de produs. A fost o ședință foto pe care am vrut tot la fel să fie orchestrată de către mine și zic că a ieșit destul de bine. Să vedem dacă vom mai face pe viitor, cât de mult vom avansa. Urmează să am acum mâine un job pentru o reclamă.
și să vedem ce o să mai pot face anul acesta. Oricum o să vă țin la curent dacă mă urmăriți, o să vedeți pe Instagram ce mai postez și în mare parte aș vrea să mă opresc aici pentru că mai multe vreau să vă spun în următorul video despre pași de urmat și sfaturi pentru cine ar vrea să înceapă o poveste din aceasta în lumea modei. Atât pentru astăzi. Mă bucur mult că v-ați uitat la acest vlog. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos să nu uitați să apăsați pe butonul de like. Să-mi lăsați un comentariu în care să puneți întrebări la care să răspund la următorul vlog legat de treaba asta cu modelingul. Orice întrebări aveți, lăsați-le acolo. Eu o să răspund la toate. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsând pe subscribe și pe clopoțel, ca să vedeți atunci când postez, pentru că urmează să postez foarte multe lucruri anul acesta și sper să fiți aici cu mine și să facem o comunitate drăguță. Aici o să fie mereu vorba despre optimism, să fim buni, să ne dezvoltăm și vreau să vă împărtășesc cât mai multe din lucrurile pe care eu le-am învățat până la minunată vârstă de 26 de ani. Vă pup! Și să aveți o săptămână, lună, an minunat!